Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este doamna europarlamentar Nonica Nicolai, parlamentar din partea ALDE. Bine ați venit, doamna Nicolai! Bine v-am regăsit. Ne-ați regăsit, exact, sunteți a doua oară cel puțin în format alături de mine și Alături de mine, dumneavoastră, sper da. să ne vedem de câte ori găsim subiecte interesante. Doamna Nicolai, prima întrebare, am ieșit așa oarecum, sau s-a cam terminat campania, însă câteva subiecte cred că mai putem găsi pe ultima 100 de metri. Vreau să-mi spuneți dacă, cum vedeți posibilitatea ca după 11 decembrie, când vom avea clar niște rezultate creionate, dumneavoastră, un europarlamentar și un politician român cu viziuni de dreapta, viziuni liberale, să faceți parte direct sau indirect dintr-o formulă de guvernare alături de un partid de stânga. Precedentul ăsta nu este specific României, este un precedent european. De ceva vreme, cea mai puternică țară europeană, Germania, guvernează cu stânga. Nu există niciun fel de problemă pentru că ideologiile se pare că și-au atins anumite limite de performanță și în aceste condiții e nevoie și de dreapta pentru a face economia să meargă înainte pe principii, în special liberale. Dar e nevoie și de o viziune de centru-stânga care vizează componenta socială a societății, pe care de obicei dreapta o ignoră sau cel puțin nu face din ea principalul argument al accesului la guvernare. Așa că o alianță între ALDE și PSD este una previzibilă și una necesară, pentru că PSD-ul are nevoie în continuare de valorile de dreapta și mai ales de implementarea lor. Că despre valori vorbim de 20 de ani, sub o formă sau alta, de implementarea lor cred că o să mai vorbim în următorii 30 de ani, dacă nu avem șansa unui guvern relativ performant. Să vă rog să caracterizați așa foarte pe scurt activitatea de aproape un an a guvernului tehnocrat. Pentru mine, guvernul Cioloș este o mare dezamăgire. Nu așteptam foarte mult de la unii din funcționarii de la Bruxelles pe care îi cunoșteam și știam foarte clar că în a face traduceri, în a face xeroxuri sau, mă rog, în a conduce un DG, e o mare diferență cu ceea ce ar trebui să se întâmple atunci când ești partea unui guvern. Au compromis și ideea de tehnocrați. Sunt șovăielnici, nu au niciun fel de experiență, dar asta n-ar fi cea mai mare nenorocire, lipsa experienței. Gândesc confuz, se pare că au și o agendă care e destul de ascunsă și probabil o să aflăm mai multe detalii despre această agendă după ce ne vom liniști cu alegerile. Mie niște lucruri nu mi-au plăcut în comportamentul lor, o anume aroganță, care e dată de suficiența foarte multor miniștri și cu două excepții în acest guvern n-aș putea vorbi despre nimeni, excepțiile fiind Ministerul de Externe și Ministerul Apărării, unde sunt doi profesioniști. Foarte interesant, m-ați provocat cu această ultimă parte a răspunsului dumneavoastră. Lazar Comănescu, puneți și spune în general opinia publică o bună parte a sa că este un profesionist. Totuși, reacția Ministerului de Externe în ultimele zile, ca urmare a semnalelor și a mesajelor venite din Ungaria și de la A oficialitățile fost palidă. maghiare, a fost bleagă, palidă, cum vreți să-i spunem. Eu zic că nu e vina lui Lazar Comănescu. Interesant. Pentru că o țară reacționează prin primii decidenți la astfel de provocări care sunt destul de agresive. Înțeleg componenta electorală, dar ea revine și în perioadele neelectorale, ceea ce înseamnă că Ungaria are un obicei și o viziune de tratament în relațiile cu România. Reacția ar fi trebuit să vină de la președintele Iohannis și de la premierul Cioloș. De ce n-au avut-o, n-aș putea să vă spun. Premierul Deși Cioloș, sunt amândoi da, premierul ardeleni. Cioloș, prin aparatul său de comunicare, susține că poate mai ar fi trebuit să fie mai prompt în reacție. Oricum, cred că până la urmă, oricine ar fi avut o reacție, ar fi fost o Nu mă reacție miră reacția lui Cioloș, pentru că el nu benefică. înțelege noțiunea de solidaritate guvernamentală și de răspundere comună. Am văzut Da. comportamentul ăsta în ultima perioadă, tot timpul spune că alți miniștri au făcut declarații, alți miniștri au luat decizii. Eu nu știu de ce a stat ca prim-ministru într-un guvern, doar să coordoneze, doar să asigure o prezență necesară, pentru că așa Da. e tradiția democratică, dacă ai un guvern trebuie să ai și un prim-ministru. Da. Haideți să rămânem în zona asta europeană, că tot am deschis discuția și vreau să vă întreb, pentru că vedeți foarte bine lucrurile de acolo, de la Bruxelles, dacă considerați că actualul buget european
cuprinde, să spunem, foarte bine și interesele fundamentale ale României și dacă pe acest grafic putem și noi să începem să ne ridicăm ca economie pe seama Actualul acestui. buget european, care a fost negociat în mandatul trecut, pentru că Da. astea sunt procedurile europene, ar putea satisface o parte din interesele României, nu în totalitate, pentru că, din păcate sau nu știu, poate din fericire, România mai are multe de făcut, este departe de ceilalți. Nenorocirea este că nu suntem capabili să profităm de ceea ce ne este alocat în actualul buget european, pentru că fondurile europene sunt în absorpție zero și noi n-am reușit să finalizăm nici acele în plus 3 care mi s-a dat Da. de pe bugetul anterior. Ce mă îngrijorează pe mine este faptul că vorbim acum la Bruxelles despre o anumită clauză de flexibilitate. E o terminologie care încearcă să acopere posibilitatea Comisiei de a transfera din anumite axe prioritare în altele în raport de interesul imediat. Noi ne-am opus pentru că prima opțiune a Comisiei a fost ca cei care nu au utilizat fondurile europene, nici măcar nu sunt în procedură de absorbție, să Să restituie banii la bugetul Uniunii, pentru că chestiunea migrației i-a lovit foarte mult pe cei de la Bruxelles și discuție caută absolut. Își caută sursele soluții finanțe. și își doresc un buget propriu mai puternic decât cel de care dispun în momentul de față. E, pentru că noi ne-am bătut și am spus că este dincolo de tratat și nu este acceptabil, deși a fost doar bătălia noastră. Eu aș fi acționat Comisia la Curtea Europeană de Ne. Justiție dacă ar fi luat o astfel de decizie, dar nu văd ca România să o facă. Clauza asta de flexibilitate ar putea permite Comisiei să ne atingă cumva mediat, prin faptul că nu am utilizat banii pe anumite axe și atunci să-i facă venit la bugetul Uniunii. Vom vedea ce guvernul va avea la București, dacă va fi capabil să stea la masă și să-și vorbească. Că dacă a stat la masă și tace, nu avem niciun fel de șansă să utilizăm foarte mult din bugetul Uniunii. Apropo de migrație și de Uniunea Europeană, credeți că Turcia ar putea să negocieze atât de mult și să șantajeze, zic eu, Uniunea Europeană atât de tare încât să intre în Uniune folosindu-se de postura sa tampon în fața Am fost fenomenului? la Istanbul în urmă cu 2 săptămâni pentru că a fost adunarea parlamentară NATO. Da. Turcia, după părerea mea, nu are niciun interes să intre în Uniunea Europeană. Ea are regulile și standardele ei. Erdogan pune în aplicare un soi de otomanism destul de interesat, dar ceea ce pe mine m-a blocat este reacția Turciei în materie de securitate și vis-a-vis de prezența sa în NATO. E a doua totuși armată a NATO și a fost pentru prima oară când prin vocea ministrului de externe au acuzat și Statele Unite și Uniunea Europeană de un dublu standard și de un dublu limbaj. Pe americanii au acuzat că războiul din Siria utilizează trupe kurde, deci trupe aparținând unei organizații pe care ei o Incredibil. consideră teroristă, pe cacao, iar pe noi de aroganță și ne-au spus cu subiect și predicat să nu ne imaginăm că niște bani pe care i-au primit pentru numeroasa cifră de emigranți, peste 3 milioane pretind turcii, în realitate nimeni nu știe Pe nici care îi că sunt opresc în acum. Siria, pe care îi opresc, i-ar putea face să aibă o conduită, mă rog, Și atunci care să fie obedientă interesul? față Vedeți, de... ziceți că n-ar fi un interes imediat al Nu, Turciei nu, să nu intre, doresc. dar După Erdogan totuși lansează mereu în spațiu public această Erdogan solicitare. lansează această solicitare pentru că trebuie să dea impresia poporului său că este o țară, el conduce o țară cu vocație europeană. Dar suntem departe de această realitate. Nu Da. e nici pregătită și, după părerea mea, nici nu o dorește. Ceea ce mai grav este că Turcia va dori să joace un rol mult mai puternic în regiunea Mării Negre, a Mediteranei și a Siriei, unde Da. are interese. Și asta ne poate afecta și pe noi. Pentru că o scurgere programată a valurilor migratoare, nu acum în iarnă, dar Da. nu exclud ca din martie să începem să ne confruntăm cu același fenomen, de data asta n-ar mai atinge Grecia, ci România și Bulgaria, care sunt în prima linie. Să rămânem totuși la politică externă și să discutăm și despre chestiunea Nici aceasta nu știți cât de fraților internă noștri. e politica Da, externă. corect. Să ne focusăm un pic pe ideea aceasta a fraților noștri de peste Prut. Am văzut că e folosită adesea și ca scop electoral și în multe alte, eu știu, contexte. Credeți totuși că
Oare România n-ar trebui înainte ca lideri importanți să se pronunțe cu privire la acest lucru, să facă un referendum real în care să întrebe toți românii vreți sau nu vreți o astfel de perspectivă? Are cineva o cifră reală și corectă a ceea ce vor exhaustiv românii cu privire la această unire? Nu, n-are nimeni să speculează subiectul, mai ales în plan electoral, e un subiect Emoțional, emoțional da. pentru foarte mulți, dar foarte puțini participă la și la realizarea lui. Nu cred că lucrul ăsta se va întâmpla, cel puțin în mandatul președintelui Iohannis, cu o Românie instabilă, precară economic și cu foarte multe probleme. În Moldova, însă, eu făcând parte și din delegația UE Republica Moldova, pot să vă spun că în momentul de față mișcarea pro-unionistă este destul de semnificativă ca procent, dar foarte slabă ca și capacitate de a realiza un proiect politic. Era cert că după scandalurile de la Chișinău, după eșecul guvernelor pro-europene, corupția și ce se mai întâmplă în Republica Moldova, va câștiga Dodon, care e un candidat pro-rus. Cert este că în partea asta noastră de lume, cei care au frontieră directă cu Rusia, într-un fel sau altul, au devenit mult mai preocupați de ideea unei politici de bună vecinătate. Și poate că este o soluție bună în ceea ce îi privește, pentru că văd că nici de la Washington nu Nu mai avem veniți, da. semnalele de război rece pe care le-am avut în guvernele democrate. Dimpotrivă, pe mine nu mă îngrijorează decât poziția statului de față de politica de securitate, față de Mediterana și față de Marea Neagră. Am văzut Mult mai zilele relaxată, să spunem mult mai așa. relaxată și asta pentru că prima prioritate a administrației Trump va fi relansarea Americii, care îi prăbușește economic. Nimeni nu prea vorbește de marele nostru partener care are 100% datorie externe. O mare parte din ea în mâna Chinei. Deci China a devenit un Creditor. competitor serios și creditor puternic atât pentru Statele Unite cât și pentru Rusia. Asta apropie cele două state și Statele Unite și Rusia. Dacă va decide ca prezența militară exterioară a Statelor Unite să fie una redusă, cu siguranță o să asistăm și la baze militare închise în anumite spații. Și dacă domnul Petreus va fi viitorul secretar de stat Da. pentru apărare, atunci vom avea o viziune foarte clară și foarte onestă a Statelor Unite. Ceea ce s-ar putea să schimbe și paradigma de securitate și toate lozincile pe care le vehiculăm pe aici. Dacă schimbăm un pic raporturile cu partenerul nostru strategic, haideți să ne gândim și la raporturile interne, și anume la raporturile dintre celebrul binom, să-i spunem așa. Era un semnal pe care îl dăduse liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, înainte de începerea campaniei, în ideea de a se termina cu aceste dosare făcute în campanie sau în buza campaniei electorale. Și vizual, nu cred că a ținut neapărat DNA-ul cont de acel semnal, dar iată că n-au mai fost astfel de dosare la fel de pregnant ca în celelalte campanii. Eu de la Vasile Blaga, să spunem așa, încoace, N-ați mai văzut n-am ceva mai văzut semnificativ? semnificativ. Credeți că a contat și acest semnal dat dintr-o parte a zonei politice Poate românești că a sau... contat, dar nu știu cât bani dă binomul pe clasa politică românească din moment ce s-a străduit în Și mod... apropo, mai e binom, că totuși Curtea Constituțională a cam rupt lanțul de iubire acolo. Nu știu ce a făcut, deocamdată este, pentru că sunt anumite proiecte care leagă oamenii și ele nu dispar după decizia Curții Constituționale. Părerea mea este că lumea este mai temperată, pentru că dacă ați văzut, a scăzut intensitatea abordării chestiunii anticorupție, cel puțin din partea americană. Ambasadorul american la București a fost mai rezervat. Actuala administrație sau viitoarea administrație după 20 ianuarie ne-a spus cu subiect și predicat că suntem o țară prăbușită, fără instituții. Și toate astea se datorează în parte și unui sentiment de teamă și unui management de guvernare interpretabil, pentru că eu sunt fost procuror, dar mi-ar fi greu să cenzurez decizia unui guvern. Am totuși un palier de răspundere politică
pe care eu trebuie să-l respect. Nu sunt eu nici Dumnezeu, nici papa să spun că o măsură guvernamentală poate constitui subiectul unei infracțiuni. Deci lucrurile astea au fost cumva excesive. S-a și văzut că unele abordări după condamnările de la CEDO au fost precare din punct de vedere profesional. Și atunci cred că lumea este cumva mai atentă. Oricum, decizia de ieri a doamnei Chioveși cu privire la plagiat pune instituția într-o lumină foarte proastă. Nici nu se putea mai rea decizie decât asta. Mai bine aveam alb sau negru, a plagiat sau n-a plagiat, decât să spui că a furat puțin, în condițiile în care legea la momentul acela obliga pe fiecare să dea o Declarație de declarație pe problemă. propria răspundere și să spună dacă a plagiat sau nu. Unii interpretează decizia de ieri ca fiind nu tocmai favorabilă pentru Laura Nu, Codruțea nu este Kövesi, deloc aruncând-o în zona favorabilă. penalului și scoțând-o din cea a Exact. imoralului. E foarte greu să te scoată cineva din imoralitate, că nu poți să te fii scos printr-o decizie. Dar în orice caz este o decizie foarte periculoasă pentru toată lumea, pentru că unii se vor îndreptăți, vor simți îndreptățiți să spună că 5% este o formă de furt rezonabilă și nu vor înțelege de ce li se atrage răspunderea penală. Alții care au fost sunt cercetați pentru DNA-ul plagiat. n-a tolerat niciodată comisionul de 5% când Nu. era vorba de Deci funcționari publici. povestea asta va crea precedente, cel puțin în discursul public și, după părerea mea, va vulnerabiliza instituția. Oamenii, sigur, se tem pentru că este o instituție de forță, dar când e teamă, e și ură suficientă. Și nu vei putea avea o conformare la o conduită normală în condițiile actuale. Probabil, dacă președintele nu va reacționa, s-a angajat să reacționeze în numeroase declarații, dar după aceste alegeri ceva se va întâmpla. Domnul Norica Nicolai, a doua parte a interviului nostru, partea Fulger, Blitzkrieg, v-am explicat-o, 5 întrebări, 5 minute pentru fiecare răspuns, puteți Nu știu câștiga, cine mai poate puteți face un fi, război Blitzkrieg în ziua de asta. puteți câștiga o parte de minut dacă răspunsul e simplu, da sau nu. Începeți. Prima întrebare, pe o scară de la 1 la 10, să spunem, cât de tare considerați că sondajele de opinie aruncate pe piață înaintea alegerilor au devenit o manipulare ordinară, pierzându-și rolul informativ? 8% mai dau șanse unora care se mai apropie de realitate. Dacă facem comparație, după ce s-a întâmplat în vară, după ce s-a întâmplat în Moldova cu case de sondare românești și după ce se întâmplă zilele astea, formele au devenit, sondajele de opinie au devenit manipulatorii și cred că în campaniile viitoare ar trebui interzise. Cât de tare credeți că ar putea genera statul de drept sau o instanță, o problemă partidului din care faceți parte, atâta vreme cât liderul partidului este implicat într-o serie de dosare actuale? Călin Popescu Tăriceanu este trimis în judecată într-o cauză, este quasi cercetat, în momentul de față este un om nevinovat și este un om care are curajul să spună că și răspunderea penală trebuie să fie administrată în niște reguli. În cazul lui, după părerea mea, nu s-au respectat, sau cel puțin eu, ca jurist și ca penalist, anumite acuzații mi se par jalnice. Ați renunța la mandatul de la Bruxelles premeditat pentru o funcție în viitorul guvern și dacă da, care ar fi ministerul pe care l-ați accepta? Nu, n-aș renunța. Aș fi foarte onorată să fac parte dintr-un guvern integral ALDE. Dar în acest moment, ALDE este un partid tânăr, este singurul partid liberal din România. Cred că poziția pe care o am la Bruxelles și faptul că aș putea să fiu mai detașată decât cei care guvernează și mai obiectivă ar face mai mult bine guvernării decât prezența mea într-un eventual cabinet. Dat fiind faptul că nu sunt o persoană destul de comodă pentru nimeni. În eventualitatea unui scenariu, să spunem, apocaliptic, neplăcut pentru ALDE, în care la votul de duminică nu se va obține pragul de 5%, credeți că există riscul ca acest partid să se destructureze? Nu. ALDE va rămâne unicul partid liberal și eu sunt convinsă că această eventualitate este exclusă. Am fost în campanie. Va intra în Parlament, nu știu scorul aici, n-aș vrea să speculez, dar ALDE este un partid care se va pregăti categoric foarte bine pentru alegerile din 2020.
Și în fine, ultima întrebare, în contextul în care calculele și organizarea pentru viitoare majoritate ar presupune intrarea la guvernare pe lângă PSD și ALDE și a UDMR-ului, ați accepta o chestiune de genul ăsta? Eu nu. Și în formula USL am fost un critic radical al premierului Ponta, care după 70% mai vroia și UDMR-ul. UDMR-ul are o problemă, probabil că va intra în Parlament doar pe formula 20% în 4 județe, care au o componentă etnică, dar cred că nu este nevoie, pentru că poate fi un critic sau o anexă la o eventuală opțiune liberală, nu și la o opțiune social-democrată și liberală. Domnul Nicolae, un timp foarte bun în Ne-a mai limita rămas? celor 5 minute. Felicitări, vă mulțumesc Și și eu vă aștept cu mulțumesc. drag, așa cum am stabilit, de câte ori vom găsi subiecte fierbinți de dezbătut. Mulțumesc.